trile, așa cum am și declarat în diverse rânduri. Noi vom avea joi un birou județean unde vom analiza situația creată în cadrul organizației Șotriile, o situație nu tocmai plăcută. Vom vedea datele pe care le avem la acest moment cu privire la edilul acestei localități și vom dispune anumite măsuri. Discuția va fi una colegială, în primul rând, dar în al doilea rând una care să nu pună sub semnul întrebării atitudinea noastră în fața unor astfel de situații și, bineînțeles, codul nostru de etică care prevede anumite sancțiuni în astfel de situații. În astfel de situații, despre ce sancțiuni vorbim? Până unde pot merge aceste sancțiuni? Până la excluderea din partid. Noi sperăm să nu se ajungă la o astfel de situație, să așteptăm să vedem ceea ce va rezulta din ancheta făcută de către organele de cercetare și abia apoi să luăm o astfel de decizie. Până atunci, ca o măsură de precauție, să spunem, suspendarea pe o perioadă de 6 luni de zile, astfel încât imaginea partidului să nu fie pusă sub semnul întrebării. Totuși, la Braza, consilierul local de acolo a fost exclus din partid. Nu este o situație asemănătoare? A fost și arestat. Este cu totul și cu totul altă situație, pentru că acolo au fost date concrete care au dovedit faptul că acel tânăr, că din ce știu era un tânăr despre care vorbim, a comis astfel de fapte care, bineînțeles, nu sunt acceptate de către, nu neapărat de către noi ca partid, de către societatea în care trăim.